Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. E bine, astăzi vreau să vă învăț cum să creșteți pe YouTube, pentru că foarte mult m-a spus întrebarea asta: cum pot să cresc pe YouTube, cum pot să fac videoclipuri mai bune, mai calitative și chestii de genul ăsta. Așa că azi m-am decis să mă gândesc așa mai mult la practic ce au făcut mai mulți youtuberi ca să ajungă sus și cum o puteți face și voi. În primul rând ai nevoie de calitate, ai nevoie de o cameră ok, de un DSLR, de un microfon, de o lumină decentă, ca să te vezi foarte bine, știi? Dar dacă ești la început sau faci gaming, poți să-ți iei și un webcam sau ceva de genul. A doua chestie importantă e să ai content. E bine să ai content interesant, amuzant. Ce ratatici, mă, coaie, bă. Coaie, nu așa se crește pe YouTube în 2017, ești prost. Uite, e foarte simplu acum, înțelegi? Nu ai nevoie de calitate, frate. Poți să te faci un pătrat așa micuț, știi? Important e să fii prost. Adică gândește-te și tu puțin dacă... De ce să faci ceva interesant când poți să o suni pe gagică ta și să dai poze cu ea dezbrăcată pe live? Adică e logic. De ce să te chinui să faci abonați când pur și simplu poți să-i cumperi? De ce să fii un youtuber foarte respectat cu mulți oameni pe live, știi, ca toată lumea care face Outlast 2 și așa să cumperi oameni pe live și să suni la curve și să dai poze cu ele dezbrăcate? E mai simplu, nu trebuie să muncești, trebuie să fii deștept. Coaie, tu măcar gândești puțin, uite, gândește-te, fii atent, gândește-te la titluri, da, sau la thumbnail-uri. De ce să faci ceva mișto, un titlu frumos, așa, să atragă lumea? Coaie, când poți să pui o poză cu tine, cu fața ta urâtă, mă, înțelegi, știi? Și cu cea mai tare gagică pe care o găsești pe Google Imagini, serios, adică, pe bune, așa, știi, și pui, m-am f***t cu ea, știi, și pui și un pic de steluțe ca să nu ți-i report de la YouTube și gata. Știi cum faci? Faci vreo 5.000 de vizualizări, mai cumperi încă 50.000 și te dai mare YouTuber, că așa funcționează, frate, deci, așa devii mare YouTuber, crede-mă că am experiență, uite-te la mine, unde am ajuns. Caută-mă Xega pe YouTube să vezi cât de șmecher sunt eu, ok? Păi da, mă, dar uite, noi, spre exemplu, muncim și facem videoclipuri editate ca lumea, cu camere scumpe, pentru a face abonați, înțelegi? Pentru a crește canalul de YouTube. Noi muncim pentru chestia asta, iar tu ce faci? A? Coaie, deci nu vă mai suport, mă, bă, voi vă chinuiți să faceți livestream-uri și căcat. Bă, frate, eu fac abonați stând, mă, stând. Stau pe scaun, dau bani și fac abonați. Mii de abonați. Eu nu fac nimic, eu stau pe scaun. Așa se fac abonați acum, frate. Voi vă chinuiți cu livestream-uri, cu videoclipuri, cu de-astea, cu pierdeți timp, înțelegi? Eu simplu stau la calculator, mai dau așa, mai știi? Vin abonații și banii și tot și faima, da. Păi la Farm Meeting n-ai văzut câte poze am făcut? 3 poze! Voi cât ați făcut? Sute! Dar știi de ce? Că eu n-am timp de ăștia abonați, înțelegi? Sau poate nu am. Eu n-am timp, înțelegi? Bă, cred că are dreptate, mă.